credincioși, așa cum v-am obișnuit de foarte multe ori, în Sfintele Liturghii pe care le sărășim la Sfânta noastră Mănăstire de la Rodia, rânduim Sfinții astăzi într-un preot, pe nume Florin, este un tânăr care așteaptă să pună gâtul în jugul Bisericii lui Hristos. Este unul dintre foarte mulți tineri care așteaptă o slujire în biserica noastră. E o bucurie pentru noi, pentru Biserica Ortodoxă, să avem candidați mai mult decât avem posibilități de a le oferi. Asta înseamnă că familia noastră românească, familia noastră creștină, nu și-a pierdut încă vigoarea, frumusețea, credința și tradiția. Și că părinții sunt bucuroși și mai cu seamă mamele să nasc un fiu, un fiu cu har, un fiu care apoi să fie chemat de Hristos și să fie rânduit de biserică la slujirea Sfântului Altar. Este un mare dar acesta pentru mamele care nasc un astfel de fiu. Cel pe care îl vom sfinți astăzi va fi slujitorul a ceea ce se va întiripa la parohie în orașul, la nouă parohie în orașul Târgu Lăpuș. De duminica fiului risipitor, eu am slujit în orașul Târgu Lăpuș și mulți dintre dumneavoastră care sunteți aici, lăpușeni, desfitos de acolo, și ați auzit ce am spus atunci. De mai bine de 3 ani am întiripat această unitate care pleacă de la un nivel de a 3-a, pentru că de categoria a 3-a. Pentru că n-am reușit să obținem nici teren, n-avem nici casă parohială, nu avem nici biserică. Și atunci am procedat cum am procedat în foarte multe părți, mai cu seamă în Maramureșul istoric, unde am unit tineri, le-am dat un colț de parohie cu 250-300 de familii, i-am pus pe iarbă verde, i-am dat doar darul preoției, plugul în mâini și mandatul și crucea lui Hristos ca să facă cele ce lipsesc. Tânărul pe care îl aveți în față a venit într-o zi la mine la birou și vroia și el o astfel de ascultare pe undeva, pe acolo, poate chiar prin Maramureș, oriunde s-ar găsi. Și am spus, n-avem ce să vă oferim. N-avem nimic. Toate parohiile sunt ocupate. Toate bisericile sunt ocupate cu preoți, cu vechime, cu preoți, cu lucrare. N-avem decât câteva oițe care am putea să le rupem dintr-o turmă și să le încredințăm unui nou păstor. Dar nu e casă, nu e biserică. La care am primit un răspuns care mi-a plăcut. Preasfințite, toate acestea se fac. Acesta e răspunsul care trebuie să-l dea slujitorului Dumnezeu. Toate cu puterea și cu harul lui Dumnezeu le putem în Hristos, Cel ce ne întărește. Așa se face că tânărul care este sădmărean a lucrat la Cluj, chiar în centru eparhial, a lucrat în învățământ și așteaptă de vreo 3 ani o slujire, este fiul al eparhiei noastre, a fost mandatat să preia destinele acestei parohii care va începe de la slujirea într-un spațiu care se va pregăti pentru acest lucru. Nădăjduiesc că fiii bisericii noastre din Târgu Lăpuș, care are parohie de oraș, oarecum care are 4.300 de suflete, o parte din ei, parte de peste râu, din coace de
râul Lăpuș, parohia Lăpuș-Țibleș, vor fi aproape de acest tânăr și îl vor sprijini ca să nu rămână rușinat nici înaintea lui Dumnezeu, nici înaintea oamenilor, față de misiunea și crucea pe care și-o ia astăzi. Peste tot însă unde am început cu greu, dar în cele din urmă am răsbit. Și ce este ușor în viață? Cu atât mai grea și responsabilă slujirea bisericii noastre. Aceasta este o lucrare necesară acum în vremurile în care fiecare grupare de 10, de 30, de 50 de oameni care sunt ai unei biserici sau unui alt cult au păstor și noi trebuie să înmulțim păstorii pentru că secerișii este mult și secerătorii sunt puțini. Să-i ajute Dumnezeu tânărului Florin, care are studii desăvârșite și este la masterat, dar nu studiile sunt cele care brilează, ele sunt folositoare. Dorința de jertfă, râna pentru casa lui Dumnezeu, credincioșia și inima curată în slujirea lui Hristos, acestea primează în lucrarea pastorală. Să ajute Dumnezeu ca luând această cruce aici în fața dumneavoastră, să o ducă prin rugăciunile dumneavoastră și harul pe care îl va primi în dar, în sfânta taină a preoției, ca să se bucure părinții care l-au născut, iar noi să fim mângâiați că am făcut un lucru minunat, un lucru bineplăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Faptul că îl cheamă Florin și este dirotonit chiar acum de Florin și într-un loc ales ca acesta la Roia, poate că nu e o întâmplare. Minunile se petrec și în vremea noastră și sub ochii noștri, doar că noi, uneori, grăbiți fiind, nu avem timp să le remarcăm, să le reținem. Poate că e un lucru minunat acesta de a fi sfințit aici, pentru Târgu Lăpuș, la lucru nepregătit de altfel, negândit, dar cred că rânduit de Dumnezeu. Dumnezeu să-i ajute să fie într-un ceas bun. Să fie. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Legământ. El, diaconul Stan Florin, candidat la preoție, declar înaintea lui Dumnezeu, a preasfințitului meu stăpân, deschinte de teamă, a fie rău cu dar, că dorim să mă învrednicez de darul preoției pentru biserica din parohia Târgu Lăpuș Țibleș, protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș, n-am alt gând decât să lucrez pentru mântuirea sufletească a turmei duhovnicești mie încredințată. Mai departe îmi voi potrivi viața mea cu învățăturile Sfinte Evanghelii ale Sfinților Apostoli și cu toate canoanele și învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Nu voi uita niciodată în viața mea cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care cere ca preotul să fie fără prihană bărbat al unei singure femei, treaz, cu minte, cuvincios, primitor de străin, destoinic să învețe pe alții, nebețit, nedeprins să bată, neagonisitor de câștiguri, ci blând, pașnic, neiubitor de argint, bun și venisitor la casa lui. Căci dacă nu știe cineva să-și rânduiască sa casă, cum va purta grijă de biserica lui Dumnezeu? Declar în sfârșit că cu toate voi fi supuși ascultător chiriașului meu, succesorilor lui și tuturor rânduielilor privitoare la biserică și cler, ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum și legilor statului nostru România. Așa să ne ajute Dumnezeu, mările Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Poruncește! Porunci! Poruncește prea sfințită stăpână spre cel ce vi se aduce înainte, diaconul Florin, spre a fi hirotonit într-un preot, pe seama credincioșilor din parohia ortodoxă română Târgu Lăpuș Țibleș, protopopiatul Lăpuș, episcopia ortodoxă română,
a Maramureșului și Sătmarului. Neputincioasele vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește, rânduiește și sfințește pe preacucernicul diacon Florin, Sfântul Preot, să ne rugăm dar pentru acesta ca să vină peste el harul întru tot Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Dumnezeule cel fără de început și fără de sfârșit, cel ce ești mai presus decât toată tortura și ai cinstit cu numirea de preot, pe cei ce ai îngrânțit, a sfârșit cu sfințenia în treapta aceasta cuvântul adevărului tău. Însu, stăpânea tuturor, pe robul tău acesta, Florin, care e binevoită să rândui și a se sfinți, curată și credință nestrămâta, arată-l desăvârșit slujitor al tău, bineplătându-ți într-o toată și văd purtare vrednică de această mare cinste preoțească, dăruită lui de puterea ta cea mai neînțeșcutoare. A Te este stăpânirea și a Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Pentru rugul lui Dumnezeu Florin, care acum se progresește preoși pentru mântuirea lui Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ai viitorul de oameni Dumnezeu să-i dăruiască lui preoție curată și neprihănită, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel mare în putere, neurmat în pricepere, minunat în sfatul mai presus decât fii oamenilor, Însuși, Doamne, pe rogul Tău acesta, Florin, pe care e binevoit a intra în dreapta preoției, împlă de darul Sfântului Tău Duh, ca să facă vreznic asta fără prihan înaintea jertfelnicului Tău, a propovădui Evanghelia Împărăției Tale, a lucrat cu Sfințenie cuvântul adevărului Tău, a aduceți darul și jertfe domnicești înainte poporul Tău, prin baia nașterii de-a doua, ca și El întâmpinând la a doua venire pe Marele Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, unul născutul Tău, să primească într-o mulțime bunătății tale plata bunei chivernisirea treptii sale. Și să a binecuvântat să prea să vii tot, într-o tot cinstitul de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este.